Din cuptorul ancestral vreau să fac o lejangă, o sobă pe care se dorme. Acum aleg lutul ars de lutul crud. Aș arca pe să găsesc alții pici, da? Păreau subțiri, cam plăti. E ca să mișca. La perete. Hornul. Mi-a luat o zi demolarea cuptorului, separarea cărămizilor de lutul crud. Azi mă gândesc să-mi fac o gaură în partea cealaltă. Aici era gura cuptorului, trebuia să o astup. Și aici fac o gaură ca să intru din camera de locuit direct pe lejanc. Deci mai fac praf azi, asta e masca de ieri. Azi mi-am pus mască nouă. Mai fac o leacă de praf și după aceea mă apuc de zidit. Lejanca, soba. Dormi și afară, dar la iarnă să fie de dormit în casă. Și ca să nu încălzesc tot casa mare, m-am gândit să încălzesc doar lejanca din sarai. Iată pentru ce mă deranjez acum o săptămână de vară. Suferă modificări după ce am făcut ușa, poarta, geamul ăsta de acces și aici gaura pentru fum. Am constatat că cuptorul e mai îngust decât vreau eu să fie lejanca și am decis că fumurile nu o să mai meargă așa
lateral, ci o să meargă de-a lungul și mai fac o bucată, o anexă. Dar problema e că trebuie să întăresc pereții. Acum încerc să dau de fundația casei și să ancorez cumva peretele ăsta suplimentar în pereții de bază și o să izolez lejanca de camera asta, de debarau asta. Și acum iată, trebuie să mă ocup de beton. Trebuie să-i fac fundație de beton întărită cu armatură, fipt în pereț, și se pare că casa asta veche n-are nici fundație, așa că trebuie aici să fac niște piloni de beton adânci. Peretele ăsta s-ar putea să reziste mai mult decât toată casa, decât tot saraiul părinților mei. Bine, dar dacă fac o lejancă, să știu cum mă ține și pe mine și pe urmașii voștri. N-aveam deloc plan să ajung la beton, dar iată că două zile m-am căznit cu fundație la peretele ăsta de beton. Acum revin la planul meu inițial cu lutul. Am chirpici, lampaci de lut, făcut de părinții mei în trecut, folosiți pe la tot felul de sobe, cuptoare, lejenci, anexe la casă, găști și tot așa. Și iată că mama a avut grijă și eu depozitat bine și pot refolosi așa ceva făcut din pământ. Casa noastră, saraiul ăsta, e făcut din așa ceva. Cam așa vreau să înalț zidul. După ce eu spun, spaliere de beton sau plăci de piatră am lespez. Și acolo deasupra un culut și o să devină un pat formidabil care poate fi încălzit de desubt. Asta înseamnă lejanca. La noi n-am găsit
cuvânt în română se zice sobă, cuptor. Dar noi zicem cuptor numai la acela în care coci pâine, plăcinte, gol, cu boltă, dar ca un beci. Da, lejanca e asta cu soba culcată, orizontală, cu fumurile care merg așa în zigzag. Dacă e lut materialul, tot cu lut lucrez și eu ca să-l leg, ca leant. El e făcut din lut cu pai, dar eu lucrez cu lut crud, numai cu apă. Și aici probabil o spun ceva, o vargă de metal, ca să nu se macine asta. Și pe metal o spun pilonii ăștia de beton. Să văd dacă o să-mi ajungă. Calculasem mai scurt, acum mai prelung, o să văd. Le potrivesc eu cumva. Ieri la Radio Iași făceau tot așa un quiz, un concurs. Și cred că de vreo 100 de ori au zis Muzeul de Locomotive Reșița, Muzeul de Locomotive Reșița, Muzeul Locomotive Reșița, azi de-a mai culat cu Sfânta Ana. Proiectul meu e aproape gata. Am terminat azi labirintul pentru fum. Pe aici intră, probabil din Burjoica, ajunge acolo, toarce prin centru și prin marginea externă peretele de afară, se duce spre Horn, spre Hogeag. Acum trebuie să nivelez, bag spaliere din astea, acopăr găurile și dau foc, să văd dacă arde bine. Dacă trage, acum vremea e ploioasă, cel mai probabil nu o să trag, așa că o să aștept vremuri mai bune. Material de construcție gratis, folosit de milenii. Amesteci doar cu apă și îl folosești ca liant. Dacă mai bagi paie în el, poți să ungi suprafețele sau faci forme și faci tot felul de lespezi de lut sau lampaci, chirpici. Crescut deja tot felul de plante, chiar dacă pare sol searbăd. Urzica, de exemplu, se descurcă și în lut. Și aici avem un copac de corn, văd că nu-i supărat, că i-am dat lut la țernă, la rădăcină, la tulpină. Râmele își găsesc de lucru aici. Ce altă treabă. Limac și-am găsit. Mielci fără cochilie. Avem un fel de moment al adevărului. Lejanca e acoperită, așa, de mântuială. Am potrivit spalierile, piatra. Nu le-am lipit prea bine, dar nici n-am timp să mai stau să mă ocup de ea. O să mă întorc zilele următoare.
acum totuși arde de nerăbdare și de curiozitate să văd cum se comportă fumul. Am o gaură în spate acolo, ar trebui să iasă pe acolo, nu? Deja ies pe aici fum. Dar bine, nu e... Nu e... Nu e lipit bine. Urjuica asta. Nu e lipit bine. Nasol. O, și fum. Trebuie să bag o hot aici. Gata, au început să duc încolo. La atâta fum nici nu o să văd pe unde iese. De fapt, se vede că vine direct în coace. Nu-mi dau seama pe unde iese. Iese printre toate spalierele astea. E nici nu se duce încolo, ea aici iese, poate. Da. Trebuie băgat lut, cărpit, muruit. Și aici trebuie... Și aici trebuie băgat lut în gaura asta. Sau mortar. Și aici trebuie pus un strat de lut. Mai ales. Da, da, mai ales când presiunea atmosferică e joasă. Așa că aici spalierile care sunt toate de o lungime se lipeau strâns unul de altul, dar mai departe unde sunt diferite, unde trebuie să le adaug unul cu altul, cu pietrele. Acolo găurile sunt mari. Acolo trebuie umplut tot cu lut și abia după aceea am mai făcut un foc și văzut cum trage. Că aici deja, iată, flacăra împinge fumul și gata, nu mai vine încoace. Ha? Aici nu mai ies fum. Da, s-a dus încolo de mult trage. Da, da, unde să iasă, unde să se ducă până la urmă? Unde trebuie, Alec? Doar că să nu poate ieși. Sper să tragă încolo. Sper să tragă încolo. Că dacă nu, pot să am de desfăcut mult. Și bine arde. Și greu. E hârtie normal cu ușor arde. Să vedem cum o să... vedere că nu ies fum înapoi. Să vedem cum o să arde. Lemnele și ce o să mai punem noi, coș de nucă, bețe de răsărită. Cam așa, proiect neterminat.